Potrivit instituției, măsura va putea fi prelungită la rândul ei în funcție de evoluția situației actuale. Detalii privind modalitățile de reprogramare în vederea examinării vor fi comunicate la încetarea stării de urgență prin intermediul serviciilor publice comunitare, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor, site-ul www.drpciv.ro, site-urile instituției prefectului și cu sprijinul mass-mediei centrale și locale. DRPCIV a anunțat prima suspendare a examenelor pentru obținerea permisului de conducere la nivel național proba teoretică și practică în data de 17.03.2020, menționând că această măsură va putea fi prelungită în funcție de situație.